Crescătorii de animale de la noi din țară au posibilitatea să-și dezvolte afacerile folosind fonduri nerambursabile. Cheia succesului este reprezentată de găsirea unui consultant care să-l îndrume pe agricultor în procesul de accesare a banilor europeni. Ovidiu Ghinea și invitații săi oferă în fiecare seară de marți consultanță pentru fermierii din România, care sunt interesați să-și dezvolte exploatațiile, astfel încât să facă pasul către Clubul Marilor Afaceriști din Agricultură. Simona o tânără în vârstă de 29 de ani din județul Tulcea, are 300 de capre, pe care le crește pe un islas ce se întinde pe 25 de hectare. A sunat la AgroTV și a avut surpriza să afle că mai are doar un pas de făcut pentru ca 500.000 de, de euro să îi intre în conturi. Ascultă aici băndiță. eu doamnă, nu-s ce ce-o fost odată o fost... Singura măsură da. pe care vă puteți încadra, datorită numărului de SO-uri, adică dimensiunea exploatației agricole, valoarea unei exploatații, este da. într-adevăr de măsura 4.1, Este măsura pentru investiții în exploatații agricole, unde, într-adevăr, de când sau când a fost primul an în care ați declarat la API, dacă sunteți mai mult de 5 de ani sau. Nu, nu, este primul an. Este primul an, bun. Așadar, de bază dumneavoastră la această valoare în funcție, dacă vreți să faceți doar achiziții simple uh, pentru fermă, puteți să mergeți, până, uh, să mergeți la 500.000 de euro. Crescătorii de animale din nordul Dobrogei nu sunt deloc interesați de fonduri europene, astfel că Ciobănița din județul Tulcea are la dispoziție o sumă uriașă pe care o poate obține printr-un proiect bine făcut. Dumneavoastră, pentru că sunteți în Tulcea, uh, după cum spunea și colegul meu, uh, Tulcea și trei comune din Constanța uh, intră pe o, pe o linie de finanțare separată, tot patrul nu se numește dar este zona, se numește Iti okay. Delta, Delta Dunării la ora actuală în la dumneavoastră în zonă pe partea de zootehnic nu s-a depus niciun proiect și mai sunt disponibili 33 de milioane de euro. În cazul în care vă doriți să accesați fonduri europene și încă aveți nelămuriri cu privire la măsura pentru care trebuie să aplicați, țineți cont de sfatul lui Liviu Dragnea. Urmăriți emisiunea AgroTV. Așadar, așteptăm telefoanele dumneavoastră la numerele 031. 405-2800 în fiecare seară de marți între 20 și 22 pentru a vă putea ajuta să puneți mâna pe banii europeni.